Gina Matache nu s-a mai putut controla și a răbufnit chiar în timpul unei emisiuni TV. Mama Deliei a spus totul despre ce s-a întâmplat în ultima perioadă în viața sa. Se pare că Delia a trecut prin momente extrem de dificile. Invitată în emisiunea lui Teo Trandafir de la Canal D, Gina Matache a recunoscut că de ani de zile lumea o întreabă pe Delia când face un copil. Artista susține că fiica ei este chiar agasată cu această întrebare. Nici măcar nu era o opinie, este agasată de această veșnică întrebare. De 20 de ani o întreabă lumea când face un copil. Probabil că o copiliță a pus întrebarea asta, iar ea, ca să nu dezvolte, a zis să nu vă apucați să faceți copii. Efectiv a explodat. Câte nu i s-au întâmplat ei, inclusiv făcături. Am trecut peste faza asta, nu mai reacționăm la astea. Asta e, fiecare e liber, a dezvăluit Gina Matache. Gina Matache suferă de o boală incurabilă. Mama Deliei trece prin momente extrem de dificile. Se pare că artista suferă de o boală pentru care deocamdată nu există niciun fel de tratament. Aceasta a avut ceva probleme de sănătate cu coloana și a trebuit să-și facă o serie de analize, deloc ieftine, motiv pentru care Delia s-ar fi oferit să o ajute. Mă macină treaba asta cu sănătatea. Nu vreau să ajung povară pentru copii. Am probleme foarte mari cu coloana. Mâine pot să mă trezesc și să nu mă mai pot da jos din pat. Mi se spune peste tot că sunt probleme ale vârstei. Inclusiv amețeli, dureri de cap. Am avut episoade când mă sculam din pat și voiam să plec. Unde, nu știu. Probabil creierul nu se oxigenează complet. Mi s-au dat sute de explicații, nici eu nu mai știu ce să cred. Nu mă întreba câți bani a dat Delia, a mai menționat aceasta. Nu mai am cum să lupt, nu mai vreau să mă duc în spitale. Nu mă mai duc, stau acasă liniștită, nu țin niciun tratament și Dumnezeu cu mila, cum o vrea așa face. Problema la mână e mai complicată decât credeam noi, nu prea există leac, nu prea avem practică, sunt lucruri puțin studiate. Mi s-a zis că mai mult nu se poate, deci ce pot să înțelegi? Nu există tratament, a declarat Gina Matache. Gina Matache a dezvăluit că s-a interesat de tratamente pentru afecțiunea de care suferă, însă în România nu este valabil, dar nici altundeva, în afară de Franța, unde însă, nu este sigură că problema ei poate fi tratată astfel încât să dispară. Problema la mână e mai complicată decât credeam noi, nu prea există leac, nu prea avem practică, sunt lucruri puțin studiate. Mi s-a zis că mai mult nu se poate, deci ce pot să înțelegi? Nu există tratament, a declarat mama Deliei, conform revistei Capital.